Bănuiesc că te interesează ce mănâncă copilul tău, mai ales de la 4 luni încolo, când încep cu diversificarea. Și asta este o bătaie de cap pentru aproape toți părinții. Ce să cumpăr dacă mă apuc să cumpăr din comerț? Bun. Am o soluție pentru tine care nu e deloc miraculoasă și este foarte adevărată. Poți să o folosești în parc, acasă, la plimbare. Ghicești? Bun, răspunsul la această ghicitoare sunt piureurile de la Anabel Carmel. De ce vorbesc despre ele? Pentru că reprezintă o soluție mai mult decât la îndemână atunci când copilul vostru zice: mama, mi-e foame. Bine, el nu zice când are 4 luni așa ceva, dai tu seama că începe să urle și face într-un fel. Bun, de ce vorbesc despre o mâncare care teoretic e băgată într-un lucru și care de cele mai multe ori sperie mamei și spune: eu nu pot să fac așa ceva pentru că de fiecare dată eu gătesc copilului meu pentru că alea sunt mai sănătoase. Doamnelor și mamelor, că de fapt despre voi este vorba, ca și despre tații pe care îi lăsați acasă și sunt panicați pentru că nu hrănesc copilul cum se cuvine, piureurile astea sunt organice. Asta înseamnă că tot ceea ce e în interiorul acestui pliculeț este 100% verificat, arhiverificat că este sănătos și în conformitate cu toate normele pe care le are Uniunea Europeană. Eu am încercat toate mâncărurile pe care le-am dat copilului meu și de asta știu cam ce preferă să mănânce și cam ce preferă să nu mănânce. Pentru că dacă mâncarea n-are gust, mai bine nu-i mai dai copilului să mănânce. Piureurile astea sunt foarte bune, apropo. Sunt de două feluri. Pe de o parte e vorba de fructe, iar fructele știți foarte bine că sunt introduse la început, înainte de a începe cu mâncarea, să zicem, mai serioasă. Dar există și piureuri care sunt mâncare serioasă, gen somon și alte lucruri asemenea. Dacă vreți să le combinați sau dacă nu preferați această variantă, totdeauna luați o carte din asta de povești. Mă rog, nu e o carte de povești, e o carte de rețete. Anabel Carmel, cu care am și gătit, aveți rețetele deja puse pe YouTube, are vreo 47 de cărți. A tot gătit femeia asta și a descoperit care sunt cele mai bune modalități prin care poți să-ți faci copilul să mănânce. Ce e și mai interesant este că pe lângă copil mănâncă și adultul, deci cumva rețetele sunt pentru toată familia. Dar, revin la piure. Piureul ăsta, care cel puțin ce am gustat eu acum, are măr, blueberry, adică un fel de afine, sper că am făcut traducerea bună, și vanilie. Este extrem de gustos? Da, cred că e cel mai bine să zic gustos. Dar nu asta cred că e interesant, ci faptul că el poate fi folosit peste tot, poate fi păstrat la temperatura camerei și vă spuneam că e organic, v-am spus deja ce conține, nu conține nimic altceva decât fructele astea care sunt făcute sub forma unui piure și îndesate aici. Atât! Bun, ele pot fi servite reci sau calde. Ce înseamnă reci sau calde? Spune aici instrucțiuni de pregătire, copilul tău poate consuma fără nicio problemă acest piure la temperatura camerei. Da, dacă vreți să-l încălziți, e ok, puteți să puneți tot conținutul într-un recipient, îl puneți pe aragaz și după aceea, la un moment dat, îl luați de acolo, îl gustați, vedeți dacă este sau nu fierbinte și îl serviți pe cel mic. Sau cealaltă variantă, dacă e peste mână, luați conținutul, puneți într-un recipient, recipientul în cuptorul cu microunde, 20-30 de secunde și obțineți imediat mâncarea caldă. Ăsta e un recipient pe care puteți să-l folosiți, e de la Tommy Tippy, pe care puteți să-l folosiți în deplasări. Tommy Tippy are, printre altele, și niște lingurițe care se îngălbenesc atunci când temperatura alimentului este mult prea mare și asta înseamnă că trebuie să mai stai un pic, cum ar veni. Dar eu aici am, cum s-ar spune, felul 2. Felul 2 cu somon. Somonul e pește, peștele este foarte sănătos pentru că el conține o grămadă de chestiuni. Ceea ce vă va surprinde foarte tare este că, sper că se vede foarte clar, are bucățele, da? Bucățele de somon și nu numai, ceea ce înseamnă că e mâncare adevărată. Și gustoasă. Mă opresc acum. Doamnelor și domnilor, sunt Daniel Osmanović și din suflet vă recomand să aveți grijă cum vă hrăniți copilul. Citiți, informați-vă. Diversificarea este esențială de la 4 luni sau de la 6 luni, în funcție de cum a fost hrănit copilul vostru, alăptat, lapte praf, bla 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 bla. Sunt Daniel Osmanović, vă mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați urmărit și de această dată. Aveți un buton de abonat sau aveți alte clipuri. Apropo, aici vedeți ce am gătit cu Anabel. Numai bine vă doresc sau poftă mare!